Sâmbătă 8 septembrie, Crucea Roșie marchează Ziua Mondială a Primului Ajutor. De altfel, luna septembrie este plină de evenimente în care sunt implicate filialele de Cruce Roșie, cea de la Giurgiu, îndreptându-și atenția către o localitate izolată din județ. Vorbim de satul Tomulești, comuna Toporu, un cătun cu 650 de persoane, majoritatea cu vârste de peste 65 de ani. Aici, Crucea Roșie va învăța o familie cum să acorde primul ajutor sătenilor din Tomulești și timp de un an îi va pune la dispoziție o trusă cu toate materialele necesare pentru acordarea primului ajutor până la sosirea ambulanței. Începând cu data de 23 septembrie, la Giurgiu se va înființa în satul Tomulești, comuna Toporu, un centru de acordarea primului ajutor. De ce a fost ales satul Tomulești și în țară, zone izolate, unde ambulanța ajunge mult mai greu când sunt zone calamitate sau chiar când drumul este mai greu și mai îndepărtat față de orașele reședință de județ. Revenind la Ziua Mondială a Primului Ajutor, Crucea Roșie Giurgiu va fi prezentă la manifestările care vor avea loc la București, dar și la Gala Crucii Roșii Române pentru strângerea de fonduri ce vor ajuta la înființarea centrelor de prim ajutor din țară. Noi sărbătorim această zi prin delegarea unui medic la concursul național al detașamentelor de intervenție pentru cazuri de dezastre, medic care participă și la lanțul uman care se va realiza la ora 12 în București. Și nu numai atât, în această lună învățăm membrii serviciilor voluntare pentru situații de urgență din cadrul consiliilor locale, din comunele Toporu, Izvoarele, Mihai Bravu, Hotarele, regulile de bază ale acordării primului ajutor. Va fi o lună plină, luna Crucii Roșii Române, declarată prin lege și nu numai. În acest an, tema Zilei Mondiale de Prim Ajutor este primul ajutor pentru persoanele vulnerabile.